Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuire, unde altundeva decât la postul nostru local TV Giurgiu, unde e afară, chiar dacă e frig și plouă, la noi este cald și bine, nu? Așa, și ca de fiecare dată, stimați telespectatori, avem alături de noi oameni care fac cinste comunității de rom, dar nu numai. Și vom veni cu date noi despre acțiunile întreprinse și care vor fi întreprinse de comunitatea de romi, cel puțin pe plan local. Și de ce nu, iată cum ați văzut și acest generic minunat, care până la urmă, sincer vă spun și încă o dată, sunt nu nevoit. O spun din toată inima mea, să mulțumesc domnului director Petrică Slăvescu pentru acest generic minunat și pentru faptul că în cadrul emisiunii noastre Conviețuiri chiar am putut să dovedim că într-un fel sau altul comunitatea de romi, muzica este reprezentativă pentru noi. Deci încă o dată bună seara și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri. Alături de mine nu poate să lipsească oameni într-un fel sau altul importanți pentru comunitatea noastră. Este vorba de Nea Ion, cum deja v-am obișnuit. Bună seara și bine ați venit alături de noi. Bună seara, știi că bine te-am găsit și bună seara telespectatorilor tăi. Și bineînțeles, iată un nume care este cel puțin cunoscut în comunitatea de romi, un nume care până la urmă face cinste aceste etnii de țigani, cum îmi place chiar mie să spun. Este vorba de Gheorghe Fieraru, mai bine zis Nea Bebe, cum este cunoscut în comunitatea noastră de țigani. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația să veniți alături de noi. Și bineînțeles, nu putea să lipsească cine altcineva decât președintele organizației Asociației Democrația Romilor 2029. Adevărat, fiindcă noi avem de gând cel puțin până atunci virai să facem ceva pentru comunitatea noastră. Astea, da, nu că să ne ducem atunci. Nu, vrem să facem ceva până atunci, chiar să fim la șe, adică show. Super, la show. Da. Așa, deci încă o dată, bună seara, bine ai venit și tu alături de noi. Bună seara, Marusica, bună seara telespectatorilor, care, după câte văd eu, de la emisiune la alta, se înmulțesc. Asta ne dovedește mesajele pe care le primim, cu ceea ce ne confruntăm pe stradă, în comunitate, oamenii vin cu mai multe întrebări. Întotdeauna la noi au găsit o soluție certă, niciodată o soluție bazată pe stai că o să vedem noi sau lasă la mine actele și te rezolv eu când o vrea Sfântul Paște. Și de altfel, de aici și respectul față de noi, care mă bucur să spun că ne bucurăm foarte mult, atât eu cât și Mariu și acești domni care sunt cu noi în platou. Și nu numai. Este un lucru minunat, cum ai spus și tu, Virai, să arătăm într-un fel sau altul, nu comunității noastre de romi, și să arătăm majoritarilor că, exact, iată, noi, o mână de oameni pot spune, putem să oferim cinste, corectitudine. Apropo, chiar felicitări pentru acțiunea pe care ați întreprins-o. Mi-am cerut scuze că n-am putut să iau parte din motive obiective. Acțiunea pe care a desfășurat-o sâmbătă la Istru, ce e drept, spre surprinderea mea, unii dintre acești oameni care se erigează în a fi lideri, chiar am înțeles că spunea, nu știu unde, când vin oameni de acolo și îl roagă să ia măsuri. Măsurile s-au luat. Ba mai mult de atât, te felicit pentru că ai reușit lucruri care foarte greu, foarte, extrem de greu sunt. Să faci acei oameni, acea etnie, să înțeleagă că n-au numai drepturi și au și obligații. Corect. Și toți am înțeles într-un număr foarte, foarte mare, chiar spre surprinderea domnului primar, a domnului viceprimar, au ieșit și au pus mâna la treabă. Felicitări și ție și lor. Încă o dată îți mulțumesc și pentru aprecierile tale, dar din toată inima sunt și eu în această măsură să aduc mulțumirile comunității de rom din acel cămin de situat pe șosea Sloboziei și unii mei prieteni, fiindcă sunteți prietenii mei, chiar dacă sunteți într-un număr extraordinar de mare și în acea zonă, pot spune că am câștigat respectul dumneavoastră pentru faptul că sunteți alături de noi. Și de ce nu, fiindcă într-un fel sau altul ați realizat că până la urmă trebuie să ne schimbăm mentalitatea, lucru pe care noi îl cerem de aproape de jumate. Nu numai asta, de ce să nu arătăm și lucrurile bune pe care le fac? Și lucrurile bune în primul rând. Pentru că întotdeauna în acea zonă se aruncă cu noroi. Da. Se împroșcă cu noroi. Mi se pare, dintr-un fel sau altul, mie mi se pare aberant. Bă, frate, hai să vedem și lucrurile bune, că și oamenii. Sau să înțelegem. Pentru că au ajuns acolo, nimeni n-a ajuns de drag acolo. Nimeni, absolut nimeni nu a ajuns de drag.
eu cred că cei care au ajuns acolo au ajuns din, eu știu, diverse probleme absolut și pe care, grave, care țin numai de ei. Da. Marius Braș, aș vrea să lămurim o chestie. Cu cea foarte importantă, plăcere, pentru că prin mass media s-a dat zvonul în oraș, chiar bine, că a rămas treaba neterminată și că nu s-a făcut treaba. Exact acolo. Asta spuneam Nea Ioaneț. Da. Sâmbătă a fost o acțiune. Asta am eu am înțeles, chiar de la Viorel, că s-a făcut treaba cu da, local lumea. Îmi pare rău că n-am pus. De-aia am și spus, pentru că Marius a reușit și a implementat acolo și a pus punctul de vedere și acei oameni au început să înțeleagă că și e, exact după cum foarte bine spuneam, nu au numai drepturi, nu, adică, vezi, Doamne, mie ce-mi dai, mie mi se cuvine aia, nu, au și obligații. Și uite că, ca drept dovadă, au ieșit la treabă. Absolut. Și exact după cum spuneți tu, spre surprinderea domnului primar. Surprinderea domnului primar și a celor care au participat într-un fel sau alt. Tind să crezi și nu o spun cu răutate. Bine că nu o spun cu răutate, știți de ce? Pentru că nu ești rău. Fiindcă, bravo, cum ai spus și tu, nu sunt rău. Bravo, Virai, ai zis mare vorbă, să-ți trăiască familia ta. Și cel mai important, că într-un fel sau altul, municipalitatea, să spunem, și ce înseamnă municipalitate, de la cel mai mic, să spun, cu funcție de conducere, până la domnul primar în speță, nu au crezut că această acțiune va avea asemenea succes. De ce? Datorită faptului că credeau că acei oameni nu vor ieși și culmea, au ieșit cu mic și cu mic, cu mare. Copilașii mici strângeau gunoaiele de acolo, am și postat și am și arătat. Aici, adică nu vreau să te contrazic, dar și oamenii care fac parte din cei care ne conduc au și aveau dreptate până acum. Da, corect. Pentru că nimeni nu i-a făcut să creadă că acești oameni chiar vor să se și să înțeleagă. Și să... Exact. Asta nu înseamnă că oamenii nu s-au bucurat și ei la rândul lor că au văzut că acești oameni încearcă să se integreze. Pentru că până la urmă, hai să fim serioși, rolul nostru care să facem tot posibilul pentru să integrăm, nu? Absolut. Lucru pe care s-a dat un exemplu. Da. Un exemplu extra, pentru că era, după cum foarte bine știm toți și nu trebuie să ne ascundem, cea mai rău vamată zonă. Da. Într-adevăr, acolo, de ce să nu spunem, nu stau numai cetățeni de etnie romă, acolo locuiesc și cetățeni majoritari, cei care au ajuns într-o postură mai precară, fără să-și dorească nimeni, și-au ajuns acolo. Ce este important, Ioane, revin un pic la întrebarea pe care dumneata mi-a adresat-o, că aceste zvonuri, într-un fel sau altul, să le spun eu, zvonuri sunt limitate și pornesc din răutate, din partea exact ce spuneam mai devreme, câteva persoane care putem să-i spunem, îi numărăm cu degete și nu, pe degete și nu glumesc, și nu înțeleg de ce răutățile acestea din partea lor. Faptul că noi avem asemenea împliniri. Păi ai spus acolo, ai dat răspuns. Da. Dă naștere la aceste aminozități. Ai dat răspunsul, singur l-ai dat. Da. Nu ne dorim absolut deloc. De ce? Fiindcă, sincer, eu, dumneata, Nea Bebe, Virai, oamenii care suntem și într-un fel alcătuim acest grup de inițiativă, până la urmă, hai să nu-i mai spun în momentul acesta, să nu creadă toată lumea că îl lăudăm sau mai nu. Și cu toate că este lăudabil faptul că avem un grup de inițiativă, hai să-i spunem noi Centrul Cultural al Țiganilor. Fiindcă pe noi nu ne-a interesat titulatura aceasta și nici nu ne-a impresionat cum cu ceva timp în urmă bunul meu prieten Virai spunea, Marius, noi nu ne eligem în șefi, în nu știu ce director, nu știu ce funcții. Noi nu ne-am dorit și nici nu dorim să noi fim blamați datorită unor care funcții. Punem mâna la treabă, nu? Și vrem să fim blamați datorită acțiunilor pe care le întreprindem în folosul comunității de romi. Lucru pe care îl și facem. Iar aceste persoane că vin cu idei rele despre comunitatea de romi, nu le face nici măcar ori cinste. Atâta timp cât vrei să reprezinți, să fii reprezentativ pentru comunitatea de romi și vii cu acuze, atunci ceilalți țigani când te vor vede pe stradă îți vor face așa. Iar el înțelege acea persoană ce. Noi nu am făcut nici contracte să trimitem oameni în Anglia și să vină săracii mai distruși decât atunci. Din respect pentru dumneavoastră și pentru invitații mei, nici nu-i pronunț numele acestei persoane, fiindcă nu merită să fie pronunțată cel puțin de noi și nici de comunitatea de romi. Noi avem o emisiune pe care, spre surprinderea noastră, are un rating extraordinar de mare. De la emisiune la emisiune, da, de la emisiune la emisiune și, sincer, fiind și de servicieri în diferite zone ale orașului, am văzut oameni la care am fost cu diverse probleme și mi-a spus, tu ești băiatul de la televiziune, și nu venea să cred. Deci nu venea să cred
Și asta ca drept urmare și majoritari. Că urmăresc și urmăresc și este o emisiune interesantă. De ce? Fiindcă arătăm că într-un fel sau altul comunitatea de romi este într-o continuă schimbare. Pentru că noi exact unde lucrăm nu sunt numai, nu stau numai efectiv romi. Corect, corect, absolut, dar nu, niciodată n-am făcut. Stai și să facem doar ne ascundem după degete că cetățenii majoritari și ei nu duc o viața la fel cum o duc și romii. Corect. Dar hai că noi noi l-avem pe Neabebe invitat în emisiune și hai să profităm vorba aia de prezența lui Neabebe aici. Exact, chiar vreau să, dacă îmi permiți, chiar după cum spuneam și ție, noi chiar am vrut să punem la cale Neabebică și chiar te rugăm și suntem convinși că nu ne refuzi. Am dorit să facem exact, să ne legăm și de cutumele noastre țigănești. Și noi știm foarte bine, de la bunici, de la părinții noștri, că înainte exista acel sfat al bătrânilor. Da. Și dorim să facem un grup al seniorilor, din care, cu siguranță, dumneavoastră, n-aveți cum să lipsiți, pentru că chiar vă mulțumesc și în mod direct în fața telespectatorilor. N-am făcut o... Una singură n-am făcut, măcar să nu fiți... Orice ce am întreprins eu, da, de când eu mă ocup de activitățile pentru rom, m-a dat să nu fi lângă noi. Și pe această cale chiar îți mulțumesc. Și chiar asta te-am cu bunul meu prieten de vorbă și bine, noi am zis, vorbit, dar azi am zis să o dezbatem mai amplu așa. Și ne-am și, de-aia m-am și invitat, nu numai, să fie clar, ne dorim să facem un grup al seniorilor. Ca să, eu știu, să-i zicem, cum ziceam noi, sfatul bătrânilor. Sfatul bătrânilor, fiindcă țiganii noștri așa-l înțeleg. Da. Și de ce să nu spunem exact cum ei știu de atâția ani? Dumneavoastră, ce părere aveți și... Pentru mine e ceva care nu mă așteptam. Și vreau că să reviu cu problema asta a romilor, că nu ne satisface în acest oraș acest romi. Pentru că zice, da, ești rom. Hai să spunem bine, Neabebe, că nu țigan. Ești, să spunem e țigan. Exact așa ne este. Da. Și în situația asta vreau ca să revin cu ceea ce ai făcut acolo la Istrum, pentru că ce se întâmplă? Ceea ce ai putut să faci și chiar dacă o să mai faci în continuare. Cu siguranță. Cu siguranță. Tot nu sunt mulțumiți. Corect. Mă întrebi, tot nu sunt mulțumiți. Nimeni n-a putut să mulțumească. Nici acolo nu stă numai țigani. Acolo stă și români. Nu, sigur. Mă înțelege? Și eu când auzi peste tot la televiziune, domnule zice, cine a făcut acolo? Păi uite, a făcut scandal. Cine? Țiganii. Păi uite, a furat. Cine? Țiganii. Dar stai un pic, că sunt și români. Absolut. Și românii fur. Da. Și românii, înțeleg, face prostii de-astea și se duce și fură și omoară și nu... Adică ceea ce știm noi. E adevărat, Neabebe, dar noi nu ne-am confruntat cu probleme. Nu, nu vreau să spun că ceea ce se spune mereu. Când e mult mai ușor. Crimă, da. Mai ușor să zici cine a fost. S-a rupt pe țigani. Țiganul. Da. Ăla a fost cel care a făcut această faptă. Nu, trebuie să ne mândrim că suntem în prim plan. Eu ce să vă spun, eu am făcut această, cum să vă spun, am răspuns la această invitație cu plăcere. Ne bucurăm și totdeauna v-am, după cum am spus, alături de noi. Mă înțeleg, voi fi alături dumneavoastră. Și voi contribui cu tot ceea ce e nevoie. Cu toate, dar avem nevoie de experiența dumneavoastră. Da, cu ce e nevoie ca să pot să mă implic și să mă achidă sarcinile pe care mi le dați. Noi vă mulțumim o dată, cum a spus și bunul meu prieten, pentru faptul că numai prezența dumneavoastră alături de noi înseamnă extraordinar de mult. Dar și pentru comunitatea noastră de țigani, fiindcă este cunoscut că dumneavoastră ați avut un serviciu într-un fel sau altul restricționat într-un fel sau altul comunității de romi. Și chiar v-aș ruga pe dumneavoastră să spuneți mult mai multe. Ce-a lucrat însă, domnule? Absolut. Da, eu am lucrat în cadrul Poliției de Frontiere, înțeles, timp de 40 de ani. Sunt pensionar. Nu ne ajută să mănânci. Am... Cât ai lucrat? Da. Am 15 ani când am ieșit la pensie și să știți că nu era chiar așa de ușor să fii între atâția oameni și știi că ești de etnie romă și orice făceai, chiar dacă, cum să spun, aveai o faptă demnă de laudat. Ce ai făcut de lăudat, tot nu te scotea în evidență că ești... Suspiciune. Că da, toți, ce? Asta să înțelegem că toată, întotdeauna ai existat da, tot ce era, când era ce, da, ce ăsta e în stării, domnule, ăsta e cu tare, mă înțelegeți? Dar vreau să spun că pe timp cât am fost în serviciu,
Am fost foarte mult marginalizat și ca etnie, dar și ca politic. Înțelegi? Și ca politic, pentru că am fost... Nu dătea drumul să merg la școală. Nu dătea să mă pregătesc și să merg mai departe, înțelegi, cu... Da, v-a limitat undeva. Și, până la urmă, cu toată puterea mea de convingere și... Și faptele, și ceea ce ați văzut, prin ceea ce ați văzut. Pentru că eram un om care mi-a văzut treaba mea, înțelegi, la servicii, eram prezent, nu lipseam, nu făceam să-i fac greutăți la șefii mei care erau... Așa. Eram apropiat, eram apreciat în toate punctele de vedere. Dar, cum era înainte Partidul Comunist, am fost manejizat foarte mult. Când am cerut să plec la școală, la școala de ofițeri, nu mi-a dat drumul ca până la urmă să fac memoriu și au acceptat ca să plec la școala de ofițeri. Am plecat la școala de ofițeri și am dat examen la 2 ani de zile, pentru 2 ani de zile de școala de ofițeri, ca după aceea să mă la examen să mă trântească, pentru că nu eram mai de-o partid. Și te puneam mare putere. Mare bază. Da. Și când am vrut să mă fac membru de partid, mi-a zis ieri la partid, domnule, nu-l face membru, pentru că membru de se face pentru interes. Mă întrebi? Tot în asta, ca să nu cumva să promovez, că nu eram unul de ăsta care nu știam carte, să promovez, mai ales că eram și de enie română. Eu cred că nu mai ales. Sigur pentru asta. Da. Pentru vezi, eu mi-am continuat activitatea, am ieșit cu brio, nu m-am avut, cum să spun eu, niște, nu știu cum să exprim, adică o caracterizare în care să mă apese cu niște probleme, nu. Am avut o cazare bine făcută și sunt mândru la mine. Foarte bine și într-un fel sau altul dumneavoastră faceți... parte din elita comunității de rom, cel puțin pe municipiul Giurgiu, fiindcă, sincer, ca să ajungă cineva și în timpurile acelea unde ați ajuns dumneavoastră, este o mare realizare. Cu toate că, sincer, și bunii noștri telespectatori cunoște acest amănunt și în momentul de față încă se mai practică o reticență față de țiganii noștri când merg la aceste școli speciale, de ofițeri, subofițeri, totul se mai practică. Însă acum vin cu o lămurire pentru Viorel, când el, noi în discuții tot discutăm și el îmi spune, Marius, eu nu sunt de acord, fiindcă avem locurile speciale pentru romi. Ei, iată, Viorel, vezi, într-un fel sau altul, noi nu știm într-un fel sau altul istoricul locurilor acestea speciale pentru romi, dar iată, un domn cum este Neabebe, cunoaște istoricul și prin faptul că s-a simțit marginalizat. Și tind să cred că datorită dumnealor memoriilor făcute către guvern sau autoritățile statului, s-au făcut aceste locuri speciale pentru a demonstra că nu suntem chiar atât de marginalizați. Da, asta știu, tocmai de asta am și apreciat. Domnul Marius, hai să vedem lucrurile așa. Spuneți, domnul Viorel, chiar vă rog să spuneți. Deci, acele locuri speciale pentru romi, în cazul în care sunt date la licee, la facultăți, da? Într-o unitate militară, un speță, cum a lucrat NBB? Există acum loc special pentru rom? Acum? Da. Nu cred. La unitățile de poliție? Da, la poliție. Există. Eu vreau să spun ție acum, la poliția, la poliția municipală, la Giurgiu. Da. Avem loc special pentru rom? Da. Nu, la municipiu. Nu știu. Deci, de în momentul. E părerea mea, simt, nu știu dacă... La pompierie. O fi, nu neg. Sunt locuri pentru... Eu nu vreau să creadă lumea ce spun eu. Dar din punctul meu de vedere, dacă un copil de nier romă învață foarte bine, pentru ce trebuie locul special pentru romă? Sunt de acord cu tine. Știi de ce? Eu vreau să vin cu altceva. Da. Acel copil care trebuie să meargă într-o instituție de stat, da? De pildă, poliție, armată, mă rog, undeva unde ești văzut altul, da? Specială. Nu crezi că el ajungând acolo prin faptele lui și prin felul lui de a fi poate să demonstreze și să facă acei oameni să înțeleagă că romii nu trebuie să-i vedem numai cu anumiți ochi? Sunt de acord cu tine, însă, iată, un exemplu concret este printre noi. Neabebe nu era un copil țigan mediocru. Ba din cont. Altfel n-ar fi ajuns acolo. Ba din cont. Da, Neabebe, știi ce n-a spus? Ce? Îți spun eu ce n-a spus. N-a spus că el a luptat de două ori cu el. Ca întotdeauna să demonstreze mai mult că el poate mai mult decât... E,
Însă, e, așa ar trebui să vadă lucrurile și copiii din ziua de azi. Dar pentru alți copii, de exemplu, nu ar avea tăria pe care a avut-o nea bebe, să spun eu... Și nu crezi că e marginalizat când ești pe locul pentru rom? Eu nu zic că nu, că știi de ce, știi ce spui? Mă duc pe locul ăla și dacă mă găsesc cu Virai, cu Nea Bebe, cu Neion pe locul ăla, mă bat cu țiganii mei și văd care din noi e mai bun. Dar așa te duci și concurezi oficial, știi, adică și la proba sportivă. S-a întâmplat în experiența mea să văd atâtea lucruri. Te-am văzut că tu ai ieșit pe primul loc, mai înțeles, și la care ai ieșit ultima oară punctajul mai mare ca mine. Atunci am spus tu întrebarea... Mesi rom, hai nisim la șo? Da, păi de asta. Păi vezi? Acum, din 2015, tot din cauza asta, din ce spune Viorel, că s-a băgat și să făcea, nu pot să zic discriminare. Parcă o diferențiere. O diferențiere. Da. Acum, din 2015, a zis așa, dom'le, facem, dăm examene preliminare, limba romanii. Profesor de limba romanii, intră toți, cunoști limba bine, pentru că mulți... Acest? Mulți, foarte mulți. Da, ca să ocup locul ăla, acela trei neapărat, foarte mulți, rând, înțelegi? Intrau, zic, pe ăla la mine, că mă cunoștea, dăm și mie în vădeverință. Dar el nu știa nici cum îl cheamă pe tine. Probabil nici nu era de etnie romă. Asta e cel mai, nici nu era? Dar acum s-a făcut probă eliminatorie. Doamne, câte locuri sunt? Da, e foarte important. Da. Câte locuri sunt la poliție? Sunt două. De ce? Pentru că trebuie. E necesar la poliție. Te bagă într-un cartier de rom. Păi asta înseamnă până la urmă, Nea Ioane, vezi că ai dreptate perfectă, Mata. Asta ar trebui să înțeleagă într-un fel sau altul autoritățile statului. În momentul când favorizezi una din etnii, fiindcă sunt locuri speciale și pentru țiganii noștri, și pentru maghiari, și pentru alte etnii. Dom'le, adul pe ăla să-mi vorbească că eu îl iau, fiindcă este reprezentativ datorită faptului că știe să vorbească limba lor. El trebuie să se facă înțeles asupra comunității. Altfel, orice polițist, orice pompier, orice militar, da, mă rog, pompieră mult mai mult e același probleme, om până la om. Doar atul tău este că vorbești limba, iar țiganul nostru atunci o lasă un pic mai ușor. Poți să dai adeverințe acum că ești rom, că ești proba, romă? Proba până la om îmi spune cuvântul. Mi. Corect. Ai intrat în examen. E un lucru foarte bun asta. Da. Ai intrat în examen. E care este, zice, domnule, zice, din 1000 rămâne 60. Rămân care știu. Da. Rămân care știu. Este limba, un lucru foarte bun. Da, da, mi se pare corect, pentru că aici, atâta timp cât... E probă eliminatorie. E loc special pentru rom. Păi stai, mă, tu nu-ți cunoști nici limba. Arată, dovedește că îți miști. În primul rând, asta e cea mare dovadă. Limba. Pentru că s-au întâmplat multe cazuri că la poliție, nu fie la Giurgiu, dar în alte localități, alte județe există. I-a băgat, zice, domnule, zice, e rom, a intrat pe loc de rom, îl ține ca pe rom la intervenție specială. Du-te, n-a știut nimica. Nici n-a înțeles ce vorbesc. Da, bine, dacă nu știi. Știi, dacă nu știi, nu pot să... Că sunt de obicei asta, dar am mai făcut și în măgării de-astea. Când locurile de rom a fost ocupate de... Majoritari. Majoritari, mă înțeleg. Și este un adevăr neagă, nu, nu, nu este doar, doar statistic, da, așa, o idee, nu. Îmi cer mii de scuze, stimațele spectatori, am uitat și eu să felicit cu ocazia florilor de ieri toți telespectatorii noștri, bunii noștri prieteni care și-au serbat ziua onomastică, unul din cei care i-am și spus la mulți ani, este bunul nostru prieten Virai Viorel, la mulți ani încă o dată să trăiască familia și tot ce dorești tu. Bineînțeles, telespectatorii noștri, nu pot să uit nici pe soția mea, pe Nicoleta Violeta, încă o dată spun dragă la mulți ani și nu numai ție, tuturor celor care și-au serbat și au avut acest nume frumos de Florin, încă o dată la mulți ani și numai... Și nu în ultimul rând domnului Nicolae Florian. Bineînțeles, deputatului nostru de Giurgiu, i-am lăsat și un mesaj și pe pagina dumneavoastră. Este un om cu mare caracter și cel puțin dacă nici prin aceste urări de bine dumnealui nu vede că Giurgiuveni este alături de domnia sa atunci când. Și încă o dată am dorit și noi să facem o invitație tuturor telespectatorilor noștri și majoritari și minoritari ca miercuri la orele 16, la ora 4, vă așteptăm cu mare plăcere la Muzeul Poliției de Frontieră, sau mai bine zis Casa Armatei, cum o știți și dumneavoastră, fiindcă acolo vom oferi un spectacol reprezentativ, ceea ce ne reprezintă într-un fel pe noi comunitatea de romi. Nu vom încerca să facem chefuri, fiindcă până la urmă suntem să mănânci carne și alea, suntem în postul Paștelui. Și ca să fac, Virai chiar îmi spunea ce să facem și noi, o să facem ce vrea Bunul Dumnezeu, să facem cheful, petreceri și să spunem că ce,
atunci mulți o să ne spună, de ce nu m-a chemat pe și pe mine? Și majoritarul să spună, țiganii tot țigani, nu țin cont nici de post. Da. Și e și chiar și vorba aia, dacă nu mă șer, țigan nu e țigan și ziua de Paște sau nu știu cum să... Mă, Marusică, nu. Hai să luăm și lucrurile așa cum sunt. Ia-le această putem. Sărbătoare foarte mare. Absolut. Și, și ne gândim cu mâhnire în suflet, vreau să vă spun. Și o spun și în cunoștință de cauză. Pentru că e foarte greu într-o asemenea zi să nu ai ce să pui pe masă. Mă gândesc că dacă totuși putem să facem ceva, să încercăm, exact cum stăteam cu Marius de vorbă și vorbeam, să aducem ceva, să pună oamenii pe masă în această zi, ca să ne apucăm să ne dansăm și aia. Nu și merită și până la urmă nu este, adică, nu știu, nu este cinste pentru sărbătoarea aceasta. Nu, nu ne face cinste așa. Corect. Și din cauza asta noi nu vrem ca, într-un fel sau altul, mai și sunt comunitatea de romi care s-ar fi supărat, n-au fost nici măcar câteva persoane acolo și, mă rog, nu mai intrăm noi în detalii, că o caștalu si se o caștalu. Așa, fratele meu, virai de ce să facă. Janau. Ia, acum Janau, vine de acasă, Janau, fratele. Janau, te dau duma românesc. Păi nici trebuie să te dezi duma românesc, că s-a-n rog. Da. Stimați telespectatori, emisiunea noastră vine în sprijinul comunității de rom, dar și în sprijinul oamenilor majoritari, oamenii care într-un fel sau altul înțeleg ce înseamnă. Și de ce să nu spunem și în sprijinul autorităților? Absolut, mai cu seamă în sprijinul pentru autorităților. Pentru că eu asta spus, ăsta e rolul nostru. Să facem legătura mediere între cetățenii de edări romă. Nu acela care are școală, că ăla se descurcă singur. Acela care într-adevăr are nevoie de noi. Și lângă noi care trebuie să fim mereu. Și încă o dată dorim, stimați telespectatori, să știți că noi, grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, indiferent de oră, indiferent de zi, noi vom fi alături de dumneavoastră și vom încerca, într-un fel sau altul, să dăm curs solicitorilor dumneavoastră și să... Și în măsura în care putem. Niciodată absolut, nu să-i ducem spus, în eroare, să vă mințim. Nu să vă spunem, dar cum spune Virai, că noi facem, noi dregem. Până la urmă suntem și noi oameni și deciziile nu le luăm în funcție de puterea noastră, că fiindcă dacă ar fi fost după puterea noastră, vă dați seama și bunul Dumnezeu ar fi mulțumit pe toată lumea, dar nu se poate, fiindcă până la urmă suntem oameni, suntem muritori. Ce doresc eu să vă mai aduc la cunoștință dumneavoastră, iată că cele 10 mediatoare care sunt alături de noi, mediatoarele sanitare, și fac treaba, pot să spun eu, cu pioșenie și cu foarte mare responsabilitate. Fapt, Neioane, încă o dată răspund la întrebarea pe care dumneata mi-a adresat un pic mai devreme, inclusiv aceste mediatoare sanitare au fost prezente în comunitatea de țigani din zona Istu și au adus aportul și nu știu cum unele persoane încă o dată fac referire că nu s-ar fi terminat treaba sau mai știu ce sau că n-au făcut-o și că ar veni la el. Eu chiar sunt curios să ne zic o singură persoană care a venit să spună ce facem în zona aia și eu atunci aș spune da, ai dreptate. Dar nu există așa ceva. Ba chiar dacă nu mă șel a spus, voi veni și eu acolo. Noi chiar l-am așteptat cu mare entuziasm, pot să spun, dar acea persoană, nu acea ce e, s-a adevărat, că spui și eu ție, Virai. Nu, dar adevărul e că de când, sau cel puțin că știu că ți-a adus aportul foarte mult pentru aceste fete, pentru aceste mediatoare, se cunoaște rolul lor în comunitate, se vede foarte mult, aleargă foarte mult, se duce din casă în casă, aduce întotdeauna, de fapt, problemele cu care se confruntă oamenii noștri, pentru că de multe ori săracile, nu că le e greu, nu știe efectiv nici măcar unde să vină. Și de aceea, acesta e rolul acestor mediatoare. Ele pleacă, săracele pot să spun, pleacă pe teren, merge din casă în casă și atunci când ajungi și știi să-i vorbești acelui om, el se destăinuie și spune, păi mamă, uite, astea sunt problemele mele, dar eu nu știu cum să le fac, pentru că ai văzut de foarte multe ori și problema unui buletin, cât de gravă, cât de... care nu e nimic până la urmă. E un lucru normal, e un lucru pe care trebuie să-l ai obligatoriu ăla. Ei, pentru ei și aia e o problemă. Asta trebuie să înțelegem. Fiindcă, iată, Viorel, este orele 17.30, ele de teoretic au ieșit din acest program la orele 16. Eu ți-am zis de câte ori le-am văzut, da, după ele program și au familie 10, acasă. Da, au familie. Toate 10 mediatoare sunt acum la sediul nostru situat pe șoseaua București și ajută la cele pachete, pot spune, vom face niște pachete
constând în haine pentru familii întregi. Și ele sortează de astăzi, pot să spun continuu, ca noi începând de mâine să putem aduce comunitatea de eroi, ceva, da, și să le dăm o hăinuță, să le dăm cu ce putem, înțelegi, lucruri extraordinar de bune, mai ales și le vor prinde bine, concrete. Mai ales acum, da, în jurul, fapte concrete. Fapte concrete. Acum în jurul Paștelui vor fi extraordinar de binevenite. Și încălțăminte, și haine, și tot, și iată că ele stau, și încă o dată vă mulțumesc pe această cale vouă mediatoarelor, aveți toată stima mea și a comunității de rom, fiindcă stați, iată, și peste program, ajutați la lucrurile bune pentru comunitatea de rom, cu toate copiii, nu numai program, și stimații, au familie, au soții, au copii, da, acasă, cu atât mai e săptămâna mare, da, și o parte să-și facă curățenie în fiecare acasă. O parte dintre ele nu sunt țigăni de ale noastre, pot eu să spun, și sunt ce chiar, onoare lor? Da, majoritare, dar vin în sprijinul comunității de rom. A, iată, vezi, asta am dovedit. Că nu mediatoarele am ținut cont numai să fie țigan sau să fie interpretativ de altcineva, nu. Am luat și dintr-o parte și din alta. Da, culmea că noi am făcut problema, am pus-o în altă ordine de idei. Da. Am făcut acei cetățeni majoritari, speță fetele de la... Da. Și-au venit lângă noi, pentru că lângă noi nu sunt numai cetățeni romi. Corect. Sunt și cetățeni și noi, până la urmă, ar fi... O nebunie să spune că noi facem diferențiere între rom și... Nu există. Sau cineva să ne aducă contrariu și atunci da. Dar nu există lucrurile acestea, fiindcă noi le discutăm doar de dracu' de a le discuta. Bine, la tine sunt un pic îndoit. Star? Aoleu, și tu știi sora cu română. Ce să facem, vina e soarta acum, ce vrei, Dumnezeu? Nu, încă un motiv în plus. Da, încă un motiv în plus, acum ce vrei să fac? Da, nu da, ținem noi. Dar chiar dacă soția mea, dar și soția ta sunt... Gajii, care del duma romanism mai mișto salamende. Da? Da, adică, stimați spectatori, soțiile noastre vorbesc țigănește într-un fel mai bine decât noi. De nu într-un vrei? Fel, într-un fel și altul. Și într-un fel și mai bine. Da, bebe. Da. Revin iar la dumneata și te-aș ruga să-mi răspunzi din experiența dumitale de o viață și extraordinar de bogată. Crezi dumneata acum că, într-un fel sau altul, comunitatea de romi este într-o continuă schimbare în ceea ce reprezintă bine și dacă copiii noștri de romi își doresc în mod, mai bine zis, într-un număr mai mare, să-și urmeze cursurile și să le și finalizeze. Se vede o schimbare a comunității de romi, însă nu în totalitate, pentru că... Știți că e o muncă foarte grea. Da, și o muncă foarte grea să-l aduci la numitorul comun pe etnia romă, pentru că civilizația a fost foarte redusă, din punct de vedere, ei nu erau, cum să vă spun, nu avea dreptul la școală, mă rog, situația materială, pe care nu putea, situația materială nu le permitea, unii chiar dacă aveau, tratau cu indiferență aceste cursuri de școli. Încă avem între comunitățile de rom foarte mulți analfabetici care nu... Este cunoscut este că... Este analfabetismul, da, da, încă corect. Mai... Da? E punct de la cea mai mare. Da. Dar, cum să vă spun așa... Prin și de aici ne-a bebe tind eu să cred că chiar e lipsa asta de cunoștință, pentru că da, dacă e analfabet săracul, el dă un să... Ei trebuie să... cum să se înțeleagă și raportul dat de noi în ceea ce întreprinde. Tot ce întreprinde noi să înțeleagă că trebuie să urmeze aceste cursuri pentru ca viitorul să le ofere și lor, înțelegi, mai departe, cu un trai mai bun, mai decent, pentru că sunt copii care încă tratează cu indiferență aceste cursuri sau să mai ducă la școală. Dar după ce nu, după ce văd și cineva îl învață sau îi dă un sfat și el tot nu înțelege, atunci îți dă seama când va fi la o vârstă care nu se mai poate pregăti. Nu se mai poate pregăti. Și de-aia trebuie ca să întreprindem între toți, toate familiile acestea care sunt încă nu sunt pregătite. Și trebuie să le spunem, să le dăm o pregătire mai vastă ca să explicăm ce, să înțeleagă și copiii că trebuie să urmeze aceste cursuri ca viitorul lor să fie mult mai bun și să trăiască și într-o o viață bună pentru viitor.
Da, bebe, tema... Educația e primordială, ce da. Să mai... Și peste tot, nu numai în rândurile comunității de... Cel puțin la noi e... Primordial. Da, bebe, tema emisiunii noastre a ales-o virai și este una destul de bună. Romii pur și simplu. Acum eu vă adresez o întrebare pur da. Și simplă. Dacă cineva vă ar spune țigan, v-ați supăra? Nu. De ce să vă supăr? Din contră. Să mă iei rău. Păi, ce poate să-mi zică român? Sunt țigan. Nu? Asta e... Cum să vă... Eu am... Cum să spun... Chiar a trăit-o pe pielea dânsului. Am trăit-o pe pielea mea. Mă înțelegi? Da, bă, toată lumea, să nu mințim. Ăsta e adevărul. Să nu-ți mii tu mie câte lucruri bune îi face tu, că în spate nu spune că tot... Nu, Virai. Dar important mea... e... Da. Eu am înțeles. Da. Fiindcă... Sunt sincer, oameni care le... Da. Le e rușine. Le este rușine. Asta e cel mai mare păcat. Nu, e păcat. Sunt și eu tot una din persoane care, dacă cineva îmi spune țigan, nu mă supăr absolut. Nu mă jignește. Asta e. Poate că ți se spune cu scopul de a fi jignit. De a jigni, da. Da. Dar în momentul când conștientizezi faptul, tu în sinea ta, că nu este o jignire pentru tine că ți-a spus țigan, este ca și cum eu spun unui român, ești român. Da. N-am de ce să-l jignesc, nu se simte el jignit. Păi eu vreau să spun vis-a-vis de tine. Eu am văzut pe site-ul ăla de socializare pe care mai umbli tu, că spun și-o ție, Marse. Așa. Tu mai multe laude ai primit din partea cetățenilor majoritari. Adevărat. Eu m-am uitat să văd și cine este. Pe cuvântul meu. Am văzut și... Pot să convinc și tu lucrul ăsta. Da, așa este. Asta denotă că tu acolo unde îți faci datoria, ți-o faci cu onoare și cu cinste. În primul rând, ca să fim respectați, să ne respectăm pe noi. Corect. Dacă noi pe noi nu ne respectăm, fraților, cum să cerem așa ceva? Cum să cerem? Ne supărăm, nu ne dă, nu, ce să ne dea? Noi nu mai vrem? Nu. Hai să dăm noi și după aia să-l las pe el la latitudinea lui să spune el, mă merită ăla sau nu? Știi să spun ceva, ieri fiind de serviciu, am trecut prin târgul de vechituri de la Tancioc, unde tot acolo, noi grupul de inițiativă, am avut un aport extraordinar de mare și nu este meritul meu, iată, stimațele sfeată, noi dacă suntem grup de inițiativă, de aici se distinge faptul că suntem mai mulți, formăm acest grup. Fiecare vine cu o idee și fiind o idee bună o punem în practică. Cu ideea aceasta a venit Mehmet și mi-a spus, băi Marius, băi, noi nu putem să facem un tancioc aici la Giorgio. Zic, hai mă Nicule, lasă-mă, facem tancioc la noi. Și băi, o idee bună, mă. Cum e și la București, tot vine un bătrânel, un om în vârstă, chiar și unul, nu mai are ce vinde în casă, poate mi-e doar cineva e bun. L-am pus pe hârtie și spre surprinderea mea s-a aprobat acest tancioc, dar eu cerusem ca loc să fie cel de lângă jandarmi. Și acolo mi s-a spus nu se poate, deoarece acolo se mai fac diverse activități și n-ar fi indicat să se suprapună. Mi-a spus găsiți o altă locație și spre surprinderea mea cu ideea ca să fie în acea locație a venit Broască. Ursar, toată lumea știe. Deci, s-a făcut acest tancioc și ați văzut ce bine a dat, pot eu să spun, fiindcă numărul este extraordinar de mare și de români și de țigani care vin cu diverse produse ce nu le mai trebuie și chiar de ce nu doar să le trebuiască și din necesitatea de a-și lua o pâinică. Păi eu chiar răspund, băieți care chiar se ocupă special numai cu așa ceva. Absolut. Și își câștigă pâinea de acolo. Acolo este și o comunitate de țigani de-ai mei de ursari și ei la un moment dat, Virai, ei ar fi crezut că eu îi reneg. Și stăm de vorbă cu ei așa și bine mă știu de mic, sunt rudele mele, acum ei ar fi culme. Și îmi spun, dar tu știi că ești de-al nostru? Zic, dar stai un pic de ce îmi spui lucrul ăsta acum că eu îl știu de mic, am crescut între voi, mi-ai dat să mănânc când veneam cu tatăl meu la voi. De ce îmi spui lucrul ăsta? Fiindcă ne era frică că ești acolo printre români și uita de noi. Nu se poate așa ceva. Zic, n-am cum să fac lucrul ăsta. Și eu, fiind de servici, colegii mei lângă mine și eu vorbeam cu ei, nu-mi stărește. Dar nu era normal, nu e normal, mi se pare. Și ei au rămas încă o dată plăcut, surprins, să vadă că eu chiar, nu doar vorbele am spus, dar eu sunt al vostru, am crescut de mic, cum să mă dau la o parte. Și au văzut că în stânga și în dreapta mea erau colegii mei și eu le vorbeam lor țigănești. Dar, iar spre bucuria mea, colegii mei
N-au rămas așa, ia uite mă, ăsta vorbește în țigănește, să uite nu știu ce. Mă știu, deci de asta spun și păi am. Floricel e trei sferturi țigan. Da, da, datorită finilor și toate rubetinilor corect. Am crescut bravo. Împreună la școală, niciodată n-am avut. Și din cauza asta ne-am adresat acea întrebare, da. nu total întâmplătoare, dacă pe dumneata te-a interesat, dacă ți-ar spune cineva țigan. Fiindcă nici pe mine și nici pe Virai și chiar nici pe Neion, nu ne deranjează faptul că până la urmă când spui și cine spune cu scopul de a te jigni țigan, noi nu ne simțim lezați. Nu, absolut, nici sub nicio formă. Datorită comportamentului nostru, datorită felul de a fi om, nu jignim și nu facem... Da, mă, zi-mi țigan, înjură-mă, că mă vezi că înjur pe stradă, înjură-mă, că merit atunci. Da, dar nu pentru lucrurile care... Și am un comportament indecent. Corect. Și vine și vine, comportament indecent alea. Ia-ți-ne, Ioan. Tot pur și simplu, da. Legat de emisiune, vreau să întreb ceva, că sunt tare curios. Chiar te rog, am înțeles. La vârsta dumneavoastră mai sunteți curios? Că trăiește omul. Da, da, da. Și da, mai cu seamănă Ion, că spui și eu ție, Virai. Da. Las-o așa. Am înțeles că să întreprinde o acțiune. Da. Care încă se derulează și la ora asta. Da. Cu un pachetel fiecare. Da. Sărman. Eu fac un parte din grupul ăsta? Eu care sunt în grupul ăsta? Bă, abia acum te-am înțeles ce vrei să faci. De ce zic asta? Pentru că eu am stat pe lângă niște oameni care vorba ta, nu mai dau duma. Păi făcea propagandă cu vreo două săptămâni înainte și vreo șase luni și peste. Și tot prea pus alege. Păi mă, Neioane, mata, nu știu și cum, care e deviza mea și a lui. Dacă puteți să faceți, spune-mi atunci când e. Da, așa de corect. Ce să spune? Fică sincer, eu am învățat o vorbă datorită mentorului meu care este alături de mine tot timpul și mi-a zis, Marius, nu te lăuda dinainte. Că există posibilitatea să te împiedici și să te lovești. Clar. Să vorbești pentru tine. Și din motive personale nu poți participa la acea acțiune. Nu mai poți face să te ții de promisiunea ta. Iar atunci, oamenii din jurul tău te vor privi cu semne de îndoială. Asta știe și Virai și bunii mei telespectatori. În momentul când noi putem să facem un lucru și datorită, încă o dată, o repet, bunelor noastre mediatoare sanitare, și a liderilor care îi avem în sun, fiindcă este cunoscut și mai ales Mata și Virai și chiar și Neabebe, știi că noi avem un număr extraordinar de mare de lideri. Pe care o să-i aducem la emisiune, începem să-i aducem. Atunci comunitatea rămân surprinși plăcuți să vină, de exemplu, Virai, eu, să-i sunăm, să le batem la ușă, veniți la sediu că vrem să vă dăm și noi un pachet de haine. Cum? Da, veniți. Asta este adevărata surpriză și bucuria care o faci. În momentul, cum ai spus dumneata, ce mai dacă am face... Cu... Surpriză mai mare ca asta, am plecat la sărbătorii de Paști. Și dacă am face cu șase luni, ar fi exact reclamă. Și noi nu ducem lipsă de reclamă, fiindcă nu dorim. Noi ceea ce facem, facem pentru comunitatea și facem din inimă, nu și facem din sufletul nostru, Neioane. Din cauza asta, cum ai spus, mata, n-ai să mă vezi să mă laud cu ceva timp în urmă și peste. Nu! Lăsăm oamenii noștri ca ei să ne laude peste șase luni, cum ai spus, mata, să spună, uite-l vezi pe Virai pe stradă, păi cine e cel de lângă el? Păi e Virai. Ăla m-a sunat și mi-a dat nu și mie un pachetel de haine. Ai înțeles de ce am pus întrebarea da. Asta? Am înțeles-o ca de plin. Romii, țiganii, mai bine zis, din comunitatea noastră și nu numai a noastră, din punctul care urmăresc emisiunea, să-și dea seama că e aici este o treabă serioasă. Știu, nu e, foarte mulți dintre cei mai mulți știu. Nu este vorbe în vânt. Aici se, Ioane, aici să fac, să vorbește concret. Punct lovit, punct ochit, punct lovit. Ei, ne, Ioane, încă o dată, m-a ridicat mingea la fileu pentru o chestie care, iată, la noi totul se întâmplă spontan și mai ales în timpul emisiunii. Cum ai spus, mata, un pic mai devreme, se întâmplă totul și se pune totul exact cum trebuie. Iată de ce, împreună cu Virai, am ajuns nu la concluzia, am realizat că este obligatoriu ca să avem alături de noi, chiar și mata, și cu Neabebe și mulți alții, să avem acest fat al bătrânilor. Fiindcă eu și Virai,
și mulți de vârsta noastră suntem depășiți. Da, am rugăminte în grupul ăsta de senior să nu-l bagi, că nu merită să vină. Cine, pe Virai? Da, nu, ni n-a spus, ni n-a spus, ferească Dumnezeu. Ia uite, Virai, vezi ce face Nea Ion? Hai, că spui și-o ții, ca să pomenești acum. Nu, zău, mă jignești. Ca să pomenești. Nu, era vorba, fiindcă chiar și azi am avut o discuție cu Virai și m-am ajuns la concluzia de ce ne trebuie un astfel de sfat. Fiindcă de multe ori noi suntem depășiți de unele cutume, și experiența obiceiuri lor, și experiența dumneavoastră. Și mai mult, bravo, mult cum ai spus tu, acela a cutumelor. Pentru exact. Că hai să fii serios, nu le știm pe nu toate. Nu le știm în totalitate și nu știm cum să le aplanăm, fiindcă ele încă mai există, dar datorită lumea Nea Bebe și mulți oameni care vor fi și sunt alături de noi, ne vor sfătui, povățui, cum să facem în așa fel, nu, ca în acea familie bine, să fie cu toții. Hai să fii serios, ai văzut, ești ca o familie, te duci la aia bătrână. Da. Altfel să și spune, chiar de multe ori noi chiar nu înțelegem pe aia bătrână, spune că s-au învechit. Nu s-au învechit deloc, pentru că sunt mult mai deștepți decât noi. Corect și este purul adevăr. Da. Și mergi și spui, uite, vrem să facem asta, voi ce considerați, cum considerați, cum e? Altfel, stau și ei de vorbă, spun aia și vine, băi, uite ce am gândit și noi, ce gândim și voi și o punem pe tapet. Și mi se pare normal să știm fiecare unul. Haideți să răspund și eu la câteva mesaje, stimați telespectatori. Sărumâinile, doamna Aurelia Dobrej, vă mulțumim că sunteți alături de emisiunea noastră și vă mulțumim că sunteți alături și de invitatul nostru. Ne face și nouă cinste să-l avem alături de noi. Geta și ție îți mulțumim pentru faptul că apreciezi emisiunea noastră și da, vom spune și rele și bune, cum de fapt am spus întotdeauna, ce se întâmplă în comunitatea noastră de Să trăiești și tu, Albu, este vorba de prietenul nostru Albu cu Vioara Lăutaru, vecinul meu care ne salută și el cu această ocazie și nu credeam ca vecinul meu să ajungă la emisiune. Ei, iată că totuși ne avem fiind la această emisiune. Niciodată să nu spun niciodată. Da, dovedește că este alături și de comunitatea noastră de rom și nouă ne face o cinste deosebită. Claudiu, încă o dată îți mulțumesc și ție că ești alături de noi, chiar dacă cum am mai spus-o cu două emisiuni în urmă, dacă nu mă înșel, ești bunul meu prieten, am crescut împreună, ești român, ești în Italia și urmărești emisiunea noastră. Îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ești atent la noi și îmi spui, ține-o tot așa, că este foarte bine, boss. Ce-și-a făcut program, el știe că lunea de la Orbe... Și mulți de afară urmăresc emisiunea noastră pe internet, fără drept și poate, fiindcă până la urmă venim cu idei bune și merită până la urmă să ne privească și de ce nu chiar să ne critique. Măcar să ne privească pentru a ne critica, fiindcă criticile pentru noi sunt constructive. Nu ne supărăm, absolut. Nici eu, nici Virai, nici Nea Ion, mai ales că Nea Ion, ați văzut ce declarație a făcut într-un fel sau altul oficială. Să nu îl băgăm pe Virai cu seniorii, că nici de-l saltă-i bun. Virai acum, Nea Ion, nu ținem și noi cont de ce spune? Absolut. Păi da, absolut. Așa. Absolut. Deci Nea Ion, respectăm decizia lui Mata și nu să-l băgăm acolo. Deci nu-l băgăm. Da. Chiar dacă el insistă și vedem că insistă, nu. Nu e locul lui acolo, ce să mai... Da, Virai, peste vreo 20 de ani, fratele meu, îți găsești și tu locul acum acolo. Ce vrea Dumnezeu? Păi, știi ce îmi spune mie Nea Ion? Că, uite, mă faci să urăși și înaintea telespectatorilor. A zis, băi, eu vreau să mai trăiesc, să te văd pe tine la vârsta mea. Adică vrea să mai trăiască, că e mai mare cu 35 de ani, 40 de ani ca mine. Cât ai prima ta, 60? 7. 60. Mulțumesc. 7. Așa, 7. E cu 30 de ani mai mare ca mine. Și Nea Ion a zis să intri în... Stai un pic, a avut Nea Ion un scop. Nu spune nici nu. Spune după emisiune, sigur. Iată, stimați telespectatori, că emisiunea noastră vine cu lucruri extraordinar de plăcute, cel puțin pentru majoritari, fiindcă încercăm să dovedim că noi, comunitatea de rom, suntem într-o totală schimbare. Dorim să fim priviți ca oameni de rând, oameni care nu doar să fie arătați cu degetul și să spună tot timpul țiganii și iară țiganii. Și titlul nostru din această după-amiază dovedește pur și simplu că și noi suntem tot oameni. Indiferent că ni se spune țigani, ursari, zlătari, fel de fel, totuși, pur și simplu suntem oameni și pentru aceasta mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a înzestrat cu o viață și în viața aceasta, cel puțin o parte dintre noi încercăm să venim cu lucruri bune în folosul comunității de rom și pentru a-i schimba în tot ceea ce este bine. Nea Bebe,
Cum consideri dumneavoastră într-un fel sau altul, sau cât este de benefic ca la Giurgiu, cel puțin, să existe un grup de inițiativă pentru incluziunea romilor? Eu consider că e o inițiativă foarte bună și asta denotă că v-ați preocupat foarte mult pentru etnia romilor și am încredere că în continuare se va depune și mai mult efort ca să aducem etnia romilor pe un făgaș bun, ca și ei să simtă că cineva este aproape de ei. Și vom face tot posibilul ca să îi aducem, înțelegi, la să realitate, fi să fim lângă ei, ca să nu mai fie, cum să vă spun eu, să fie marginalizați, să fie, cum să vă spun, jigniți. Dați la o parte. Dați la o parte și să beneficieze de toate drepturile care, le se cuvin. Așa e, pentru că de multe ori ei nu beneficiază de drepturi care clar le au prin Constituția acestei țări. Nu le știu, nu le cunosc. Nu. Corect, aici e din sunt în afară. Sunt în nu afară le cunosc, da, nu le cunosc. Și de aceea ei săraci nu... Pentru că sincer, acum nu trebuie... Ne-e mai ușor să dăm cu piatra. Da, fiindcă nici faptul că al nostru nu cunoaște Constituția sau... Asta nu înseamnă că într-un fel sau altul autoritățile trebuie să-l priveze de dreptul lui. Nu. Conform Constituției. Nu. Însă de multe ori se fac aceste... Marusică, da. Copilul care nu plânge? Da, corect, aici ai și tu dreptate. Dar iată... Vine cineva acasă să-ți spună, bă, ăsta e dreptul tău? Da, nu, nu. Bineînțeles că nu. Și până la urmă acesta este scopul nostru de a sau, veni... Sau până la urmă, nu știu dacă nici persoanele care fac parte dintre autorii... De unde să știe că tu ai nevoie de acel lucru dacă tu nu vii să-l... Dacă nu vii să spui, nu. Nu, ideea era alta și eu aici făceam strict referire, fiindcă de multe ori romul nostru vine și încearcă să ceară până la urmă ceea ce are nevoie, neștiind că este un drept al lui datorat Constituției. Și atunci este refuzat. Și atunci, aici este rolul nostru de a interveni în astfel de cazuri. Noi am ieșit, fiindcă suntem spre finalul emisiunii și am invitat bunii noștri telespectatori ca spre final fiecare invitat să spună câte ceva și dar am o rugăminte la Mata să nu mai ceri Ioane acum spre sfârșit ca Virai să mai facă parte dar tot legată de această emisiune care mi-a plăcut foarte mult, aș dori din tot sufletul să formăm nucleul ăsta care deja s-a conturat, să putem să fim cât mai aproape de țiganii noștri, să facem tot ce e posibil legat de noi, omenește, să-i ajutăm și tot așa, să-i ajutăm ceea ce o să noi nu mai vorbim. Ceea ce-s, mă? Ceea ce-s? Aceasta se împlinească în fapte, nu în vorbe. Vorbe suntem săptuși. Vorbe, cu vorbe stau de 2 ani fapte, de zi, de 3 ani. Vreau să mă refer la... Cum cheamă ăsta, bă, Mihai ăsta, nu? A, nu vreau să dăm nume. Mă refer la unul, așa. Da. Un anumit Caștalo. Da, care era foarte bun orator. Da, da. Foarte bun orator. Nu dădea voie să vorbești. Eu am urmărit emisiunile. I-am dat și un mesaj, dar nu la... Un orator foarte bun, dar promite, face, dregem, dar nu se vede. Da, că și-o revine și el. Nu se vede, nu s-a văzut nimic la omul ăsta. Pe Pinocchio a revenit om. Da. Virai. În primul rând vreau să mulțumesc telespectatorilor care ne urmăresc și vreau să spun că mă bucur că sunt alături de tine, de oamenii aceștia și le promit că ne vom ține de cuvânt și vom fi alături ori de câte ori vor avea nevoie de noi și vom face tot ceea ce putem omenește. Iată, stimați telespectatorii, unii mei prieteni, nu vin să spună lucruri care încercăm să ne realizăm din imposibil, ba din contru. Încercăm să spunem lucrurilor pe nume, încercăm să le dăm o dimensiune, încercăm să le dăm o denumire și încă o dată vreau să salut și eu pe buna noastră prietenă, Luminița Fieraru, expertul pe problemele romilor, care există dinainte altui expert sau de când să numească pe Giurgiu, dar această doamnă
extraordinar de valoroasă pentru comunitatea de romi prin acțiunea și rudele pe care le are. A avut această diplomă de expert pe problemele romilor, nu doar ca să blameze cu ea și să încearcă să scoată ceva în evidență, și doar de dragul de a avea ca o experiență la CV-ul ei. Deci există această doamnă care este expertul nostru pe problemele romilor, mai bine zis noul expert. Iar eu nu pot, stimați telespectatori, decât să vă doresc, fiindcă o să ne vedem peste două săptămâni, mai mult ca sigur, nu pot să vă doresc decât un Paște fericit, colegii mei. Uitați, acum Avilai vine cu completări! Așa! Liniștit! Deci, atât eu cu și invitații noștri din această după-amiază, nu putem să vă dorim decât un Paște fericit, să vă trăiască familia, să fiți sănătoși, tot binele din lume și fie ca lumina caldă a Sfintelor Sărbători de Paște să vină și în casele dumneavoastră, să vă lumineze viețile și împlinirile voastre. Nu pot să vă spun împreună cu colegii mei decât un Paște fericit și nu pot să închei iar decât cu vorba bunului meu tată, care iată în ajunul sărbătorilor pascale îi simt foarte mult lipsa. La și tu, maridata, ai te dreptul meu del Budbach, Haibus Astimos. La revedere și numai bine!